Netanyahu a fost surprins după declarația lui Dragnea privind ambasada României în Israel. E timpul să recunoască sublinierea acest fapt. Prim-ministrul israelian, Benjamin Netanyahu, a declarat joi ce cel puțin sublinierea SECER sunt în discuții cu Israelul pentru a sublinierei muta ambasada la Ierusalim, transmite IFR. Mă bucur să comunic ce cel puțin sublinierea se state discut serios cu noi despre relocarea ambasadelor la Ierusalim, a spus Netanyahu, la o întâlnire cu diplomați setere indes subliniere urat la resubliniere din capre subliniere dintelui Reuven Rivlin cu prilejul zilei independenței. El nu a numit statele în cauz, dar le-a promis ajutor. Am decis ca primele 10 ambasade ce vor veni aici să beneficieze de un tratament preferențial. Le vom ajuta, a precizat premierul israelian, care a îndemnat sublinierei celelalte state să urmeze exemplul SUA sublinierei Guatemalei de a sublinierei muta reprezentanța în ora sublinierea sfânt pentru ce aceasta va contribui la eforturile de pace. Benjamin Netanyahu a apreciat ce decizia lui Donald Trump de a muta ambasada SUA spune un lucru simplu. Sublinierea anume ce pacea trebuie să se bazeze pe adevăr. Faptul ce Israelul are o capitală, ce poporul evreu a avut de 3000 de ani o capitală numit Ierusalim, este incontestabil. E timpul să recunoască sublinierea acest fapt, a adugat el, potrivit Ager Press. Pe 6 decembrie anul trecut, presubliniere dintele american a recunoscut oficial Ierusalimul drept capitala Israelului, sublinierea a anuncat mutarea de la Tel Aviv în acest ora sublinierea reprezentanței diplomatice a SUA. Palestinienii au considerat acest act drept o provocare ce a descalificat administrația Trump din rolul de mediator onest al procesului de pace palestiniano-israelian. De atunci, presubliniereintele autoricii naționale palestiniene, ANP, Mahmoud Abbas, sublinierei alci oficiali ai ANP au refuzat să se întâlnească cu echipa americană de negociere.